antrenor de talie mondială și importantă personalitate din lumea handbalului românesc, Gheorghe Tadici s-a născut în Piatra Neamț la 27 martie 1952. Este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din Cluj, promoția 1974 și timp de 30 de ani a fost la cârma echipei feminine de handbal din Zalău. Tadici, care a preluat între 2006 și 2008 echipa fetelor de la Old Kim Râmnicu-Vâlcea și naționala feminină de handbal pentru o anumită perioadă de timp, a revenit la Zalău, fiind un bun cunoscător al problemelor de natură financiară ale sportului în general și cu precădere al celor existente la Handball Club Zalău. Trăim numai din bani publici, nu ne permitem salarii de genul ceea ce își permit unii adversari, nu e vorba numai de Baia Mare, aici sunt multe echipe care plătesc jucătoarele foarte bine și permit să aducă, iată, și campioane mondiale. Cu echipa națională, în 2005, Tadici a câștigat argintul la campionatul mondial din Rusia, ducând fetele noastre în finala competiției după o importantă victorie obținută contra Ungariei. E important că ultima frază cu care am plecat din vestiar, înainte de... Le-am spus fetelor pentru românii de pretutindeni și pentru România victorie. Tot antrenorul nostru nemțean ocupa o poziție bună, a patra, cu naționala la campionatul mondial din Franța, 2 ani mai târziu, scoțând gazdele din competiție înaintea semifinalei și învingându-le cu 34-30. Între 2006 și 2008, în postură de antrenor al Old Kimului Râmnicu-Vâlcea, Tadici conduce echipa către obținerea a 5 trofee, titlul în Liga Națională, Cupa României, Supercupa României, Cupa Cupelor și Supercupa Europei. Și la Handball Club Zalău, formație la care a revenit din 2008, Tadici s-a dovedit un eficient antrenor, aducând în vitrina de trofee a echipei 3 titluri naționale și Cupa City Cup în 1996.